Bună ziua! Bine v-am găsit la o nouă dezbatere pe tema evenimentelor petrecute pe scena relațiilor internaționale. În episodul de astăzi îl avem alături pe domnul Ștefan Popescu, cadru didactic la SNSPA, Școala Națională de Studii Politice și Administrative, și expert în relații internaționale cu un doctorat la Universitatea Sorbona. Bună ziua! Bună ziua! Vă mulțumesc mult pentru prezență! Eu vă mulțumesc! Discuția despre astăzi va fi despre relațiile bilaterale dintre România și Franța. E un subiect care, din punctul nostru de vedere, trebuie dezbătut. Din păcate, pe scena publică, în mass media și pe rețelele sociale, nu se discută deloc despre acest subiect, cu toate că ar trebui să reprezinte o prioritate pentru România. Și ca să intrăm în dezbatere, aș vrea să vă întreb, date fiind conexiunile istorice ale României cu statul francez, cum vedeți stadiul actual al relațiilor bilaterale? În ce punct ne aflăm astăzi? Aș spune mediocru. Suntem într-un... Relația nu este la nivelul la care ar trebui să fie, relația bilaterală cu Franța. În ciuda tradițiilor istorice, în ciuda prezenței franceze economice în România, dar din păcate la nivel politic România s-a delimitat acum mai bine de un deceniu foarte ferm de Franța. Nu a mai căutat să cultive această relație, nu a mai făcut parte din prioritățile strategice ale României, în ciuda parteneriatului strategic, a unor vizite, a unor declarații de bune intenții. Din păcate am rămas la stadiul clișeelor. Avem o relație foarte bună, suntem o țară francofonă, suntem un stat far al francofoniei, dar dacă vă uitați, și este foarte simplu, inclusiv pentru ascultătorii noștri, privitorii noștri, să caute, să ne spună câte vizite de ministru de externe al Franței au avut loc la București, câte vizite ale ministrului apărării Franței, câte vizite ale ministrului economiei Franței și dacă a mai avut loc o ședință comună de guvern între România și Franța. Ultima a avut loc, dacă nu mă înșel, prin 2003 sau 2004. A fost ultima ședință de guvern între România și Franța. Aceste ședințe de guvern arată o calitate a relației bilaterale și mai ales între doi parteneri strategici în cadrul european. Și inclusiv din punct de vedere politic, Franța a perceput acest lucru și s-a depărtat puțin de noi, pentru că în momentul în care noi ne-am delimitat, mă rog, nici relația cu România n-a mai reprezentat o prioritate pentru Paris. O relație bilaterală trebuie cultivată în permanență. Și la nivel de prim-ministru, dacă mi-aduc aminte bine, ultima întâlnire între doi prim-ministri, unul român și unul francez, a fost în 2017, cred, da. Când era Sorin Grindeanu prim-ministru. A avut loc la Paris. Da, nici nu a mai... inclusiv Ludovic Orban a efectuat o vizită la Paris, dar și la nivelul clasei politice cred că a dispărut acel gust de cultura, pentru cultura franceză. Oamenii nu prea mai vorbesc limba franceză, nu mai înțeleg. Franța este o realitate totuși necunoscută în România, asta a constat. Care ar fi avantajele unei relații bilaterale funcționale? Ce ar putea România, în primul rând România, vorbim pentru țara noastră, ar avea de câștigat dacă această relație ar fi mult mai fructoasă în momentul de față? În primul rând, Franța este unul din o parte importantă a motorului Europei, pentru că motorul este franco-german. Pe de altă parte, este o țară foarte influentă în instituțiile Uniunii Europene, are o cunoaștere profundă, nu numai ca stat fondator, dar și ca voință de a juca un rol. Și cu atât mai mult în momentul de față, pentru că în momentul de față, în epoca în care am intrat, suntem într-o epocă a competiției marilor puteri. Sigur că evenimentul central al sistemului internațional este competiția dintre Statele Unite și China, dar există o lege
lege, nescrisa istorie, în momentul în care cei doi giganți, cele două puteri majore intră în competiție, această competiție generează niște unde de șoc și un anumit mimetism care se simte în tot sistemul internațional, iar această competiție între marile puteri se simte în cadrul Uniunii Europene, nu numai între marile puteri și între țările cu ambiții regionale. Un exemplu foarte simplu, pentru că e bine să recurgem la exemple, este ambiția mai multor țări din regiunea noastră, de pildă, de a fi hub energetic sau hub de transport. Polonia își dorește să fie hub de transport, Ungaria își propune, Austria, Bulgaria, Grecia de asemenea, România. Deci suntem într-un mediu competițional. Resursele în Uniunea Europeană sunt foarte puține. Resursele necesare transformării, schimbării modelului economic, intrării în cea de-a patra revoluție industrială și cred că o țară de dimensiunile României, o țară aflată, pentru că trebuie să o spunem, îmi pare foarte rău, aflată la periferia politică, la periferia geopolitică a Uniunii Europene, la periferia economică și mai mult decât atât și mai important, la periferia contactelor umane. Pentru că noi avem o mare problemă de socializare a elitelor românești, politice și intelectuale, cu cele din centrul Europei, adică zona centrală, spațiul central. Nu vreau să fac paralele cu trecutul, dar nu pot să nu mă gândesc Titulescu, de pildă, când pleca cu Orient Express, în fiecare capitală unde oprea Orient Express, Budapesta, Viena, era întâmpinat de ministru de externe, avea ușă deschisă la Quai d'Orsay, Ministerul francez de externe. Mai devreme, mi-aduc aminte, 1912, sunt memoriile unui mare om politic francez care a fost și președintele țării, Raymond Poincaré, spune: astăzi seara a venit la mine marele om politic acasă, marele om politic român Tac Ionescu, și m-am consultat cu el cu privire la situația din Balcani. Elitele noastre, gradul de socializare cred că este fundamental când ai un proiect de destin comun cum este Uniunea Europeană. O România, având toate aceste carențe, are nevoie acută, dar acum suntem chiar în al 12-lea ceas, să se lege de centri de decizie din Uniunea Europeană. Pentru că vedeți foarte bine că toate parteneriatele în Uniunea Europeană, că vorbim Alianța Bateriilor, Alianța Hidrogenului, termenul alianță are un conținut politic. Parteneriatele acestea industriale care se creează transformă politic Uniunea Europeană, țin loc de tratate politice. De ce să mai intri să mai modifici tratate? Durează foarte mult, ai nevoie de unanimitate, de ce să nu creezi sinergii? Și iată, se creează. Recent a fost semnat un parteneriat strategic între Franța și Italia. În septembrie a fost semnat un parteneriat strategic între Grecia și Franța. Foarte important. Grecia a intrat sub umbrela nucleară a Franței. Este un aspect fundamental. Înainte de a merge la Roma să semneze tratatul cu Italia de cooperare extinsă, Emmanuel Macron s-a aflat la Zagreb, iarăși parteneriat strategic, dar și o componentă militară industrială foarte puternică. Deci vedem foarte bine că formatele mici de țări încep să se formeze și intrăm într-o Europă nu cu două viteze, ci într-o Europă cu geometrii variabile, iar România, din păcate, vine pe masă numai cu două formule regionale. Inițiativa celor trei mări și formatul București 9, care sunt aidoma unor case cu foarte multe camere de închiriat. Dacă vă uitați numai pe o hartă a acestor organizații regionale, veți vedea că ele sunt traversate de interese multiple a unor formate, cum Visegrad, formatul Austerlitz, Austria, Slovacia, Ungaria. Deci sunt forme de cooperare care întretaie aceste formate, sunt mult prea largi. România are nevoie acută să se lege de un centru de decizie și Franța sau Germania poate, sau poate Olanda, grupul nordic, unde ne simțim mai confortabil, este bine să facem acest pas. Cred că ar fi un moment oportun pentru clasa politică să înțeleagă, de exemplu, că tot ați amintit de relația dintre Grecia și Franța pe domeniul nuclear, ar fi o oportunitate și pentru România, ținând cont că avem același obiectiv
noi și Franța, da, să introducem și energia nucleară, da, în rândul energiei verzi, am putea avea un parteneriat pe acest domeniu. Ar fi o ușă prin care ai putea redeschide oarecum dialogul și să ajungi la niște obiective comune, indiferent că avem ca intenție să dezvoltăm proiectul cu partenerul, cu Statele Unite, da, dar cel puțin la nivel de Uniune Europeană putem, măcar din punctul de vedere al interesului comun, să lucrăm, să colaborăm foarte bine. Dar la nivel de percepție publică în România astăzi, în toate sondajele de opinie, avem o problemă, cel puțin pe relația cu Franța, da, dar și cu Olanda, care vine din acceptarea României în Schengen. Din punctul dumneavoastră de vedere, Franța este una din țările care se opune aderării României la Schengen, pentru că, cel puțin, da, repet, la nivel de percepție publică, prin mass media, rețele sociale, modul în care anumiți politici ne-au transmis mesajele, acest mesaj s-a întipărit. Da, o publică, da, o paranteză, numai că ați adus aminte, faptul că România susține nuclearul în Europa este un aspect pozitiv, aș spune unul din aspectele pozitive ale relației bilaterale franco-române. Și este apreciat sprijinul României și angajamentul României este apreciat la Paris pentru în favoarea energiei nucleare. Acum, cred că s-a făcut o foarte mare greșeală de către clasa politică română să facă un capăt de țară din prezența noastră în Schengen. Eu cred că erau alte priorități, în primul rând. Sigur că lipsa noastră din spațiul Schengen și mai ales dacă ne uităm la principalele opoziții în spațiul Schengen, Olanda și Finlanda, arată și o calitate a relației noastre bilaterale cu cele două țări. Nu am reușit să le convingem. Noi degeaba vorbim de că suntem pregătiți tehnic. Acolo este o decizie politică. Și Franța, sigur că și Franța este reticentă, dar Franța, fiind abilă din punct de vedere diplomatic, nu are rost să se expună în momentul în care sunt două forțe foarte puternice care se opun intrării României în spațiul Schengen, Olanda și apoi Finlanda. Dar, într-adevăr, avem o problemă de... există o dezamăgire pentru acceptarea României în Uniunea Europeană din partea acelor țări, pentru că aici trebuie să ne gândim. Și noi nu ne gândim la următorul lucru, că Uniunea Europeană, de asta spun că este un proiect care evoluează, când vorbești de destin comun, contează foarte mult un aspect la care noi nu ne prea gândim. Imagini comune, mentalități, solidarități. Toate aceste aspecte nu au contat absolut deloc. În momentul în care mai ești perceput și ca o țară problemă, atunci noi confundăm foarte mult, așa cum am confundat și cu președinția română a Consiliului Uniunii Europene, care într-adevăr a fost un succes birocratic. Dar care a fost marea idee pe care România a venit pentru Uniunea Europeană? Care a fost ideea? Cu ce a venit România pentru Uniunea Europeană, un proiect comun, ca să arate că are și o înțelegere a ceea ce trebuie să fie Uniunea Europeană, cu lozinca o coeziune sau cu lupul dacic? Nu a existat. Da. Nu a existat și, din păcate, în toate relațiile noastre bilaterale externe nu există inițiativă din partea României. Dar de ce oare? Pentru că societatea românească nu mai dorește să joace un rol pe scena istoriei. Academicianul Florin Constantiniu spunea că suntem un popor epuizat, incapabil să mai facă istorie. Poate, nu știu dacă aș merge până la acest punct, dar cred că calitatea politicii externe reflectă și starea societății. Eu aș merge puțin mai departe și aș spune că, în general, calitatea politicii din România reflectă, nu numai politica externă, da, avem o problemă și cred că ar fi interesant pentru toți tinerii să se uite cum arăta clasa politică românească, n-aș merge în urmă cu 100 de ani sau cu 50, da, dar măcar să uite cum arăta clasa politică românească la începutul anilor 90 și să facă o diferență, sigur, între clasa politică de la acel moment și clasa politică actuală. Și sunt multe.
De ce suntem unde suntem da, astăzi? Multe lucruri care intră în această, în această supă, aș spune, politica externă. Faptul că se citește foarte puțin, că avem o piață editorială mai mică decât în Bulgaria. Corect. Pentru că politica externă este dată și de sentimentul colectiv, de luciditatea colectivă, dacă îmi permiteți această expresie, de calitatea presei. Mi-aduc aminte când eram încă student în Franța și era criza din Irak în 2003 cu invadarea Irakului. Păi primele 16 pagini din cotidianul Liberation, primele 16 erau numai analize de politică externă. Și m-am gândit, nu fericită țară care are o presă, fericită țară care are un public care să cumpere, să consume asemenea informații. Și într-adevăr, Franța are o calitate. Educația este foarte, este o respir pe stradă. Librăriile, ați văzut în timpul crizei pandemiei de COVID-19, s-au spus că librăriile sunt activități esențiale. Și statul a ajutat librăriile, a ajutat editurile. Iarăși presa, intri într-o universitate, vezi foarte mulți fluturași, afișe cu abonamente la presa scrisă. Numai noi am considerat că presa scrisă a murit pentru că am intrat în era internetului. Orice țară serioasă care se respectă are o presă scrisă robustă. Statele Unite ale Americii. Păi, să luăm principalele reviste, The Atlantic, de pildă, din Statele Unite ale Americii, găsește articole de 20-30 de pagini. În Franța, Le Monde se tipărește în 800.000 de exemplare, în Italia, Corriere de la Sera, în 850.000 de exemplare și sunt ziare cu 50-60 de pagini, găsești analize de politică externă, recenzii de carte, critici ale spectacolelor, apariții editoriale. Se și încurajează foarte mult cultura în Franța. Pentru mine, când am fost prima dată în Franța, a fost o surpriză faptul că în orice muzeu, bibliotecă, oriunde voiai să intri, dacă erai până în 23 de ani și erai student sau elev, aveai accesul gratuit, inclusiv dacă nu erai cetățean francez. Da? Numai noi în România am rămas încă închistați în chestia asta comunistă, cu reduceri 50-75% cu carnetul de student, în loc să promovezi, să încurajezi. Absolut. Avem problema cu mediul rural unde copiii nu au acces, ar trebui să faci în așa fel încât să încurajezi, să le oferi soluții, da, să aibă acces. Lipsa asta a accesului, lipsa încurajării tinerilor de mici, a copiilor de la școli primare pentru a consuma informație, cultură, ne-a adus unde suntem astăzi. Și văd că nici nu există o strategie pe termen mediu și lung în acest domeniu, din păcate. Ce vom face în viitor? Ce vom face cu 500.000 de copii cu vârste între 7 și 18 ani care nu sunt cuprinși în nicio formă de învățământ? Și nu o spun pentru a fi o Casandră, o spun că pentru că am intrat într-o epocă a cunoașterii, în care cunoașterea și pregătirea superioară sunt fundamentale. Cum va putea România să recepteze noul? Pentru că nu ajunge doar să cheltuiești niște bani și să faci niște proiecte europene. Noul este ceva mult mai profund. Corect. Este capacitatea de a participa lucid la mersul lumii, de fapt. Corect. Cum cultivi lucrul acesta? Asta este o chestiune foarte importantă și, din păcate, nu ne gândim. Suntem numai într-o logică de supraviețuire, dar materială, strict materială. Pentru că în ultimii 10-15 ani, singurele strategii ale României au fost de astăzi pe mâine. Politice, da, absolut. Cum facem să trecem perioada imediat următoare? Niciodată nu ne-am gândit la o perioadă lungă. Am avut, cred că ultimul ministru care a făcut un plan pe o perioadă îndelungată a fost Daniel Funeriu la Ministerul Educației și nimeni nu s-a ținut de acel proiect. Da? Toată lumea, avem această mentalitate, când vine un nou ministru trebuie să vină cu ideile lui, să schimbe tot și atunci nu o să ajungem niciodată nicăieri. Dar să revenim strict la Franța. Care credeți că ar trebui să fie principalele două linii pe care ar trebui să meargă România în următoarea perioadă pentru a îmbunătăți relația cu Franța? În primul rând, trebuie să reconstruim un dialog robust. Adică responsabilii noștri, decidenții noștri politici trebuie să regăsească pe hartă Parisul. Și nu numai.
Avem un instrument important, cooperarea descentralizată, municipalitățile, dar să nu fie simple vizite ale primarului și staffului în Franța, eventual cu un grup folcloric, ci să meargă, să fie și mai profundă această cooperare. Cred că ar fi bine să se acceseze programele Organizației Francofoniei pentru limba franceză, pentru funcționari, pentru că nu prea mai vorbesc limba franceză, și anumite lucruri mici, de pildă site-ul reprezentanței României la Organizația Națiunilor Unite. Nu se poate o țară care spune că e țară francofonă și stat far să-l aibă numai în limba engleză. Deci nu prin aceasta recunosc caracterul evident de lingua franca pentru limba engleză, dar sunt mici lucruri care, și mai ales că ne și încadrăm în strategia Uniunii Europene de multilingvism, care arată cunoașterea cel puțin două limbi străine. Faptul că avem o apropiere culturală, pentru că un text în limba franceză și un text în limba română, dacă le punem, deci nu dacă auzim limba, să citim un text, înțelegem, chiar dacă nu am studiat limba corect franceză, în mare parte ce vrea să spună. Din acest punct de vedere sunt cele mai apropiate limbi neolatine. Cred că ar ajuta foarte mult. Și bineînțeles să căutăm să avem inițiative comune. Cred, iată, agricultura ar putea fi un teren de cooperare foarte important între Franța și România, mai ales că prin programul ajustare la obiectivul 55, ca să nu spun Fit for 55, cum spun francezii, că așa spun, ajustare la obiectivul 55, traduc tot, agricultura franceză și agricultura în Uniunea Europeană va trebui să nu mai folosească pesticide. În acel moment se va și anumite îngrășăminte de sinteză. Se va produce, și sunt studii foarte serioase, o scădere a producției franceze. Și atunci este clar că vor avea nevoie de a compensa această scădere. România, care are foarte multe terenuri nelucrate, unde s-ar putea face agricultură biologică de foarte bună calitate, cred că ar putea fi, iată, agricultura un teren important alături de energie, cooperarea universitară de asemenea. Cred că trebuie să o regăsim, pentru că e o țară de la care cred că avem ce învăța. Bineînțeles, cooperarea în materie de mass media, mai ales că francezii au o pasiune, au încă pasiunea aceasta de a își axa cooperarea externă pe educație foarte mult. Întotdeauna Franța, când pentru a-și compensa pozițiile strategice mai slabe sau pozițiile economice mai slabe, a căutat să compenseze printr-o cooperare culturală mai robustă. Prin traduceri, prin crearea unei școli, prin... Cred că ar trebui să le recomandăm studenților să urmărească prin programul Erasmus să ajungă la cât mai multe universități franțuzești. Eu știu foarte mulți studenți care au plecat, au făcut și mulți dintre ei au rămas acolo pentru că pur și simplu s-au îndrăgostit de ceea ce înseamnă Franța cu adevărat. Pentru că acolo o descoperi, e altceva. Și e o șansă inclusiv pentru studenții din România. Da, au păstrat încă vechea manieră de cultură generală. Vă spun că am scris recent un articol, am lucrat la o lucrare comună și am avut chiar capitolul legat despre arta franceză a războiului și au o viziune, viziunea 2030, cum trebuie să arate armata franceză, și am rămas foarte surprins că în viziunea aceea spuneau că ofițerii trebuie să aibă un grad de cultură generală cât mai ridicat. Ceea ce nu te aștepți, pentru că te gândești numai la tehnologii, ultimele echipamente, capacități IT, și acolo cultura generală, că e foarte importantă. E una, cel puțin în nivelul ăsta militar, se discută foarte mult de problemele pe care le creează în diferite culturi unde intră, de exemplu, să spunem, armata NATO sau alte armate, pentru că neînțelegând cum trăiește acea societate, creează tot felul de probleme și atunci inclusiv civililor, celor care n-ar trebui să fie. Și a fost creat în 2012, chiar pe lângă statul major al armatei franceze, un comitet, se cheamă Comitetul de Acțiune Asupra Mediului. Nu e vorba de mediu înconjurător, ci de mediu uman, și dacă vă vine să credeți, mai ales că sunteți, vorbesc cu unui sociolog, angajații acolo sunt sociologi, specialiști în antropologie culturală și psihologie și colectivă și istorici. Păi, și în momentul în care se decide
o acțiune, o intervenție franceză în exterior, că intervin în mod paradoxal, nu se cunoaște, Franța intervine mai mult decât Statele Unite în exterior. Deci e o pasiune și e considerată și una din cele 5 funcții strategice ale statului francez, intervențiile externe. Și cu scopul de a-și legitima locul de membru permanent al Consiliului de Securitate, dar și de a-și apăra și promova interesele în Africa francofonă, dar nu numai. Și nu poți avea o intervenție externă până când nu ai un plan redactat de acest comitet. Și ei îți spun, de pildă în Mali, când a intervenit armata franceză împotriva grupurilor jihadiste în 2013, una din recomandări a fost să reconstruiască piețele publice. Armata. Și militarii să pună mâna pe mistrie și să facă piețele publice, târgurile din Mali, unde oamenii își desfăceau produsele. Cultural însemna foarte mult pentru cei din Mali. Absolut. Și atunci e o politică pe care toate statele ar trebui să o înțeleagă, că e foarte important. Din punctul meu de vedere, Statele Unite, de exemplu, nu prea au înțeles acest aspect și cât de necesar e să cunoști foarte bine cultural locul în care te duci. Vă mulțumesc foarte mult pentru timpul acordat. Da, eu vă mulțumesc că am deschis atâtea paranteze că am epuizat timpul cu paranteze. Cred că a fost extrem de interesant pentru toți oamenii care vor urmări. Eu sper că cel puțin tinerii, studenții care sunt interesați de subiectul relațiilor internaționale vor urmări cu mai mare atenție și sper că cel puțin în ceea ce privește politica noastră externă, tinerii, noile generații care vin, să fie mult mai aplicate și să înțeleagă nevoia de a juca cu adevărat un rol. Să se intereseze, să caute să fie cât mai lucizi și să nu ignore științele umaniste, nici cei care studiază sunt în științele exacte, pentru că științele umaniste îți dau o creativitate și să fie deschiși către toate culturile. Nu am vrut să fac o pledoarie pentru Franța, ci o pledoarie pentru deschidere către tot și toate. Ar trebui să facem o pledoarie pentru Franța, pentru că până la urmă, pentru România, și din punct de vedere cultural și lingvistic și oricum vreți, suntem extrem de apropiați de Franța și de Italia. Absolut. La nivel european. Deci avem doi parteneri pe care ar trebui să-i ținem aproape. Din păcate, dacă tot mă provocați și cu riscul de a mai prelungi puțin, acordul, tratatul semnat în palatul, superbul palat de secol XVI, Quirinale, situat chiar pe cea mai mare colină, din cea mai înaltă colină din Roma, recent de președintele Emmanuel Macron și de premierul Mario Draghi, cred că trebuie salutat și trebuie urmărit cu toată atenția de către România. Cred că Parisul și Roma sunt două uși mult mai accesibile decât Haga și Berlinul. Asta nu înseamnă să nu fim deschiși și către ele, dar vreau să spun că, având în vedere această proximitate culturală, eu cred că contează foarte mult. Și dacă un punct în plus, să nu uităm de uriașele comunități românești. Absolut, iată. Și din Franța și din Italia. Și din Italia, exact. Deci pentru noi ar trebui să reprezinte cu adevărat prioritatea, da? Asta ține de decizie politică, din păcate. Da. Vă mulțumesc foarte mult. Și eu vă mulțumesc.